Domnul Dică, Luis Munteanu, că nu, e ceva acolo cu Luis Munteanu. Nu, e 100%, nu. Da, e ceva e acolo. Nu s-a plătit banii pe el. Nu fi plătit Neluțu banii, nu, e ceva acolo. Da, cum ți s-ar părea FCSB-ul cu încă un fundaș central, cu Stanciu la mijloc la iarnă și cu Luis Munteanu? Foarte, foarte puternică. A? 100% asta ar fi, dacă s-ar întâmpla să facă aceste transferuri, ar fi foarte puternică. La Luis Munteanu, el mai juca într-un 4-3-1-2 la Faru, undeva activa în partea stângă, da? Și nu ar fi o mare diferență, spune, dacă ar juca în 4-3-3, cel pe care joacă FCSB-ul, să fie el atacantul din partea stângă, gen cum era Coman, până să plece. Dar va fi, dacă va veni și el, va fi un plus mare pentru echipă. Stanciu la fel, dar interesant va fi cine va juca în zona centrală, pentru că îl ai și pe Stanciu, și pe Olaru, și pe Tănase. Punem doar cei trei. Din trei trebuie să joace doi. Că nu cred că n-ai cum să-l duci pe unul să joci cu el mijlocaș central defensiv. Dar oricum sunt o echipă puternică, vor fi și mai puternici. Clar, sunt o echipă, dacă vor aduce aici la un fundaș central și eu mai mă gândeam la un fundaș dreapta. Un fundaș dreapta care să fie de top, să fie Champions League, pentru că Crețu este un jucător foarte bun de lot. Deci, faci treaba cu el, îți faci treaba cu el. Da, asta spun, dacă voi aduc un fundaș central și un fundaș dreapta... Mie știi ce mi se pare mie? Deci, unde chiar ar face diferența FCSB-ul cu adevărat? Că restul știi cum e, temai, Andrei, cu Stanciu, mie mi se pare că ar face diferență. Deci eu zic că dacă îl iei pe Stanciu, 2 ani de zile, 2-3 ani defilezi în România, nu știu, mie ăsta mi s-ar vrea. Deci dacă chiar poate să-l ia la iarnă pe Stanciu, care intră și în ultimile 6 luni și a dat un interviu la colegii noștri de la DigiSport și a spus că și-ar dori să se întoarcă, mie asta, cum ți s-ar părea asta? Mi s-ar părea transferul ultimilor 5 ani la FCSB. Stanciu este capitanul echipei naționale. E, valoarea lui nu mai trebuie discutată. E clar că o echipă care l-are pe Stanciu în concurență în campionatul României este o echipă extrem de puternică. Și nu doar prin ceea ce face Stanciu cu mingea sau fără minge pe teren, ci tot ce înseamnă instituția Nicolae Stanciu, pentru că din punctul meu de vedere, așa cum îl văd la echipa națională, a devenit o instituție. Adică este un om de vestiar, este un om de grup, este un om care poate să strângă în jurul lui toți oamenii din jurul unei echipe, nu mă refer numai la jucători, toți oamenii din jurul unei echipe. Și asta înseamnă foarte mult pentru ceea ce se numește forța grupului și despre care unii râdeau așa la un moment dat. Dar iată că această forță a grupului, de exemplu, i-a ajutat și pe cei de la FCSB să câștige la Saronic meciul respectiv. Acum, să vedem, eu cred că Nicu Stanciu mai poate juca afară. Da, aici, da, ai văzut interviul de la Digi. A zis foarte clar. Eu intru în ultimele 6 luni de contract. În țară aș veni oricând să-mi închei cariera la FCSB. Adică Stanciu a lăsat o portiță, nu altcineva. Stanciu practic a deschis acestui. Mie mi s-ar părea transferul ultimilor 10 ani în România. Deci dacă l-a dus și pe Stanciu acolo. Nu contează unde joacă, cum joacă. Să fie. Știi cum e. Adică eu zic că cu Stanciu, Andrei, greu să te mai, va fi greu să te mai luți cu FCSB-ul. E greu și acum. Normal ar trebui să fie greu și acum, ți-am mai spus. Cu încă un jucător de o asemenea valoare, dacă îl mai aduce și pe Luis Munteanu. Eu când vorbea domnul Becari, mi-l imaginam pe Dan Petrescu, ascultând această interviu. Imaginam cum își pregătește. Ce face? Îmi ia toți jucătorii. Extensiune pentru plecare, așa ușor. A, adică, te-l vedeai cum începe să-și facă periuța, strângă, nu? Exact, să vadă până ce mai am până sertare. Păi, Bârligea, acum să vină și Luis Munteanu. Nu știe ceva, Gigi, cu banii. Cu siguranță. Ceva s-a întâmplat. Nu fi dat banii. Când au plătit, da. Neluțu. Cine știe acum ce s-a întâmplat? Nu știu. A repetat de două ori. A spus și la început și la final de bani, dacă ați fost atent. Deci îți dai seama cum ar arăta FCSB-ul cu... Nu ar fi să joace Olaru, Stanciu, Tănase, Billigea și cu... Dar nu poți să-i bași pe toți. Ba da, să poate să joace Tănase în zona laterală. Păi și nu joci cu niciun închizător de meserie? Păi nu, și un închizător mă refer. Păi cine să joace? Cu Șut, cu Lisandru. Bun, deci joci Șut, cum ai juca? Șut, Olaru cu Stanciu. Deci Șut, Olaru, Stanciu. Tănase, Billigea, Luis Munteanu. Sunt ideal.
Înghezana, Daua, fundaș central, Radunovic stânga, Târnovanu în poartă și Crețu. Într-adevăr, la Crețu ar fi și eu sunt de acord cu tine. Da. Statul zice în Europa, nu? Da, dar mă refer că în Europa n-ai nevoie de under. Nu-ți trebuie under 100% de asta. El aduce pentru Champions League. Dar crezi că poate să joace? Poate Stai că e Luis Munteanu. Stai așa. Da, ai și e Luis Munteanu? Da. E Luis Munteanu, așa. Da, 2002, a rezolvat și problema under. Da, bine, anul următor? Din iarnă. Numai returul. Da. Cum ți s-ar părea? Incredibil, ar fi o echipă incredibil. Adică chiar s-ar putea să aibă o șansă foarte mare, că sunt echipe puternice, dar ar avea o șansă de Champions League? Bănesc. Cu siguranță, cu echipa pe care Nagy vrea să o construiască, ar avea mult mai multe șanse pe care le-a avut anul ăsta. Sunt sigur, la anul va avea mult mai multe șanse. Dar la fundaș central e complicat pentru că vrea să aduce jucători doar din România. Și la trebuie să aduci un fundaș central de top. Adică un fundaș central bun. Ghezana l-a adus de afară, direct. Da, dar a fost o excepție. Ghezana a avut răbdare. A stat vreo o lună jumate, două luni până a intrat să joace. În România, într-adevăr, nu văd un fundaș central care să fie peste ce au ei în momentul ăsta la FCSB. Nu văd unul care să fie peste. Mm-hmm. Nu, e dacă aduci... Că bani sunt să plătească, dar trebuie să riște puțin să aducă... Ai acolo și Popescu, l-ai și pe Chirichiș. Sau unul adică bun să fie peste ce au ei. Și nu cred că există România. Cum a fost Planici, de exemplu, când l-am adus pe Planici atunci, care, într-adevăr, dar am urmărit atunci vreo 50 de fundași centrale împreună cu staful, cu meme, până ne-am hotărât la el, s-au plătit și vreo 600 de mii, s-au plătit bani mulți. Dar, cum s-a zis, am înimerit-o cu el. Da. Da, na, știi cum e. Așa e când îți curg banii. Asumă. Acum e momentul. Stanciu. Pentru toate echipele din România să accepte repede oferta. Că dacă se întâmplă să apară și rezultatele negative... O să vină și rezultatele. Pentru că o să... Așa. Se mai întâmplă ceva. Nu? O să vină și înfrângerile. Că na, ai meci greu cu Olympiacos. Ai meci greu cu... Că și Mitilan, crezi că e meci ușor? Cu Mitilan nu este Cum? Joc ușor. Cu Mitilan nu este joc ușor. Nu, Mitilan, ai... Rangers. Da. Deci, cum să spun, ai, nu, ai... Nu, cu Rangers, mie nu mi se pare meci chiar atât de greu cu Rangers. Eu cred că Rangersul... Se joacă în deplasare. Rangersul e o echipă sub PAOK Salonica, asta e părerea mea. E o echipă sub PAOK Salonica. Stai, nu înseamnă că nu poți să te bată. Dai, nu înseamnă că nu poate să te bată Rangers-ul acum. Dar ai o speranță. Te duci la Rangers cu o speranță. Da? Dacă ai bătut la PAOK, te duci cu o speranță că poți să câștigi și la Rangers. Care e problema, știi? Și mai e ceva. Îl ai pe ăsta, pe Bârligea. E exact ce îi place lui. Și apropo de Bârligea, da? Deci apropo de Bârligea, uitați numărul, da? Din care a apărut pe Tarabe. Avem un interviu cu Bârligea în revista Fanatic de senzație, 9 pagini. I se spunea buldozerul, lucruri pe care nu le știți despre Bârligea. Un interviu extraordinar făcut de Cristi Costi pentru revista Fanatic. Bine, nu știu dacă o mai găsiți, că să dă imediat. Dar dacă o mai găsiți, duceți-vă și luați-o neapărat, pentru că e un interviu absolut senzațional cu Bârligea și chiar merită. Chiar merită. Mă rog, sunt multe subiecte. Despre Tadici, la 50 de ani, despre Academia Hagi, multe povești fabuloase, lucruri super interesante. Dieta lui Wolverine, deci cum arată Wolverine? L-ați văzut acum în Deadpool și Wolverine, ultimul film? Doamne! Deci ce mănâncă sau ce nu mănâncă sau ce face Wolverine de arată așa? Cum arată, uitați-l și pe copertă aici. Da? Cum s-a antrenat pentru acest film.